Doamne, ce s-a fi întâmplat în România fix cu 100 de ani în urmă? Bună, Ileana! Bună ziua, Tudor! Ca să aflăm lucrul acesta, haideți să vedem o scurtă recapitulare. Puterile centrale nu prea agreau acțiunile României, trupelor în Basarabia. Puterile occidentale nu sprijineau, nu se grăbeau să ne sprijine în aceste noi demersuri. Aflăm puțină simpatia la curtea regelui Spaniei din această telegramă transmisă de ministrul nostru de la Madrid către Brătianu. Acolo regele afirmă că înțelege că România a fost pusă în această situație, neputând a face față două fronturi. Trebuia să încheie un armistițiu, trebuia să încheie ulterior o pace pentru a apăra populația civilă, populație pusă în grea primejdii de către trupele fostului aliat rus, trupele bolșevice, care de acum se dedaseră la multe acte, după cum am tot aflat, avem numeroase rapoarte în acest sens, informări în diverse colecții. Aici, de exemplu, în această telegramă transmisă de către Biroul de Informații către Siguranța Generală, aflăm că este bombardat și orașul Fălticeni. Ucrainenii sunt niște bolșevici mai periculoși decât rușii chiar. În acest context dificil, nu știm cum, totuși s-a reușit alipirea celor trei județe, Gura Humorului, Rădăuți și Suceava, din punct de vedere administrativ, la gubernia Basarabia. Conform acestui raport, înaintat de directorul general al afacerilor interne către președintele Consiliului Directorilor General din Basarabia. Este încă un pas victorios în realizarea acei reuniri pe care o vom sărbători la finalul anului. Dacă tot suntem în Moldova, să vedem regina ce făcea. Regina nu era la Iași, era în mediul rural, vizita persoane sărace, trupe campate în sate, ajunge la Păușești, unde află un orfelinat, într-o stare foarte bună, este declară foarte mulțumită de condițiile în care stau copiii acolo, dotările acestuia. Și în însemnările dânsei și în acest dosar avem informația că generalul Petala, din sprijinul generalului Petala, s-a înființat acest orfelinat. Aici este o adresă prin care se solicită ca orfelinatul de la Păucești să fie de băieți, iar cel de la Sascut să rămână de fete. Aș vrea să dau pagina, că tot suntem la arhive. Avem undeva aici o situație a arhivei acestui orfelinat, Principele Mircea s-a numit, de la Păucești. Foarte tare. Era un lucru mulțumitor pentru acele vremuri că se găseau resurse să fie bine întreținuți copiii. Tot în Moldova, din ziarul Neamul Românesc, avem mai multe informații, cum că primăria și Serviciul Sanitar al Iașului solicită populației să se vaccineze din nou. A apărut să cazuri de variolă. Tot personalul medical din capitală va fi implicat în această operațiune. La flash-uri informative din teritoriul ocupat, avem din teritoriul ocupat, printre altele, spicuim, primăria București plânge că nu este criză de benzină, însă 10 de vagoane iau drumul Germaniei cu petrol, vagoane cu petrol. Se un pic ridiculizează, ironizează situația de la București. Primăria a reglementat și poliția până și trecerea pietonilor pe trotuare. Pe un trotuar se duc, pe un altul se întorc. Nu știm dacă chiar așa stătea situația. În acest război al gazetelor, ziarul Lumina dă replica cu privire la un articol scris de Iorga cu ocazia căderii Bucureștilor. Iorga ar fi spus, nu am fost împrânți din cauza inferiorității tehnice sau numerice, ci din cauza idioticului incident de pierderea planului de bătaie. Cine găsește acest plan de bătaie, de bătălie, este rugat să-l dea domnului Iorga. Haide, Ileana, să le arătăm oamenilor și două fotografii, una originală, imediat o să vedeți, da. Iată-o. Acesta este originalul, nu se vede decât puțin. Este piața Guvernului, actuala piață a Victoriei. Se vede în fundal. Și iată-l fotocopiată, mărită, pe fundal Muzeul Antipa și tramvaiul fix acum 100 de ani. Ileana, mulțumesc cu voi, ne revedem mâine, toate cele bune! Pe mâine!